Dragii mei, o să vă spun acum o mică poveste. Când eram mic la grădiniță, am avut o zi mai ciudată. M-am certat cu cel mai bun prieten al meu, pentru că avem o diferență de opinie, să spunem. Eu vedeam lucrurile într-un anumit fel, el le vedea într-un alt fel. Era poate pentru prima dată când aveam puncte de vedere diferite. Și fiecare ne mențineam acest punct diferit față de celălalt. Acest lucru m-a întristat. Înainte de a pleca către casă, chiar am avut o mică ceartă cu prietenul meu cel mai bun. Cel care a venit în acea seară să mă ia de la grădiniță, era chiar bunicul meu. M-a întrebat de ce sunt supărat. I-am povestit faptul că m-am certat cu cel mai bun prieten al meu. I-am povestit faptul că aveam puncte de vedere diferite și că niciunul dintre noi nu era dornic să renunțe la el. Atunci bunicul meu mi-a spus o poveste care o să vă spun și eu vă acum. Un rege, la un moment dat, a chemat mai multe persoane care nu vedeau. În fața lor a așezat un elefant și a rugat aceste persoane doar prin pipăit, prin modul în care percep acest elefant, să-l descrie. A fost interesant pentru că o persoană care i-a pipăit unul dintre picioare a spus că elefantul seamănă cu un copac. Un altul care i-a pipăit trompa a spus că de fapt elefantul nu este altceva decât un șarpe mai mare. Altă persoană care i-a pipăit coada a spus că de fapt nu este decât o sfoară și că de fapt nu există elefant. Regele atunci a înțeles un lucru pe care și eu l-am înțeles. Bineînțeles, explicat de bunicul meu. Fiecare dintre acele persoane avea dreptate. Dar fiecare dintre acele persoane greșea amarnic. Fiecare avea doar un punct de vedere. Vedea doar ceea ce se afla în fața sa, ceea ce putea pipăi. Atunci am învățat că și eu și prietenul meu cel mai bun, putem avea amândoi dreptate. Atunci am învățat că realitatea, de fapt, realitatea pură, noi nu o putem percepe. Noi, în schimb, percepem realitatea noastră. Fiecare dintre noi are o realitate proprie. Fiecare eveniment îl filtrăm prin mintea noastră, prin emoțiile noastre, prin memoriile pe care le avem în urma evenimentelor prin care am trecut. Deci fiecare dintre noi poate avea dreptatea lui. Asta nu înseamnă că trebuie să ne certăm. Asta nu înseamnă că trebuie să ducem un război. Asta înseamnă doar că trebuie să acceptăm și punctul de vedere a celuilalt. Să înțelegem că nu o face neapărat din răutate, nu o face doar pentru a ne contra, ci pentru că efectiv așa vede lumea. Atunci am înțeles, la nivelul la care puteam percepe, ca fiind un copil de grădiniță, dar acum am înțeles pe deplin
faptul că fiecare dintre noi vede un eveniment, îl trăiește prin propriile filtre, prin mintea, prin inima și prin sufletul propriu. Deci, dragii mei, nu o mai luați personal. Nu mai purtați certuri. Nu mai purtați mici războaie cu persoanele care nu sunt de aceeași părere cu voi. Pentru că poate, de cele mai multe ori, nu o fac din răutate. Învățați să fiți toleranți. Învățați să-i acceptați, să le acceptați punctele de vedere. Pentru că, până la urmă, din aceste puncte de vedere diferite, prin analiza lor și prin acțiunile care urmează, evoluăm. De câte ori nu am pățit, chiar eu, ca dimineața să am un punct de vedere, iar peste câteva ore, spre seară, să mi-l fi schimbat cu 180 de grade. Voi nu ați pățit la fel? Deci învățați să nu mai criticați, învățați să nu mai judecați și învățați să fiți toleranți și să-i acceptați pe toți din jurul vostru. Toate cele bune! Abonați-vă la acest canal, dați subscribe la canalul de video și de podcast. Toate cele bune, Radu Prisăcaru, pe data viitoare! Vă aștept pe www.raduprisăcaru.ro